Când am făcut botezul, eu mergeam în continuare la sală. Că mie mi-a plăcut să fac sală. Cum făceam acolo sală după ce am făcut botezul? Țin minte când am făcut exercițiile acolo, în momentul acesta vine o voce și spune: ce cauți aici, ce faci aici? Asta a fost vocea, blând, fără nicio obligație. Ce cauți aici, ce faci aici? Mi-a fost frică, mi-a fost rușine în clipa aceasta acolo și eu mai târziu am înțeles că vorbește Dumnezeu aici. Vorbește El din bunătatea Lui, nu vrea ca copiii Lui să se lovească. Nu vrea rău pentru copii, vrea bine pentru copii. Aceeași lucru când un copilaș merge și acolo e în față, e o groapă, tatăl strigă: mai oprește-te că nu-i bine unde mergi, oprește-te caz în groapă. Ei, și atunci am înțeles cuvântul lui Dumnezeu care spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ei, și pentru Domnul Iisus Hristos, și dacă îmi plăcea lucrul acesta, am zis: nu mai mă duc. Dacă nu-i place lui Dumnezeu lucrul acesta, nu mai mă duc. Poate alții râd și fac glume, baciocoresc, că va fi bine dacă ne baciocoresc pentru numele Domnului Iisus. Și e scris. E scris că toți cei voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar Dumnezeu e cu noi.